Stimați și iubiți telespectatori, din nou vă spunem bun găsit de aici, în studioul emisiunii Casa din Betania. Suntem împreună cu invitatul nostru, cu pastor Ionel Pleșa, și am dori în continuare, în minutele pe care le avem la dispoziție, să împărtășim împreună cu dumneavoastră din cuvântul Evangheliei, că de fapt acesta este și scopul tuturor acestor emisiuni. Nimic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu să aibă prioritate. Și conform dorinței pastorului Pleșa, am dorit să citim câteva versete din 1-a epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni. Vom continua așadar acest ciclu de emisiuni cu epistolele Apostolului Pavel. Am ajuns de data aceasta la Tesaloniceni. Prima epistolă, vom citi capitolul 1 în întregime, nu are decât 10 versete, după care vom lăsa timp invitatului nostru să continue ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă să împărtășească împreună cu noi. Haideți să dăm atenție, să dăm atenția cuvenită cuvântului lui Dumnezeu. Voi citi, așa cum am spus, primele 10 versete. 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Mă opresc aici și, așa cum aminteam, să dăm timp și loc, spațiu invitatului nostru, să fim foarte atenți la cele ce vom avea de ascultat în continuare. Stimați prieteni, telespectatori, mă bucur să fim din nou împreună. De data aceasta consider că este necesar, din aceleași motivații pe care le-am mai amintit și cu altă ocazie, criză de timp, timpul meu pe care l-am planificat să rămân aici, la Portland, este pe sfârșit și am vrut așa, într-un mod succint, să mai cuprindem câteva gânduri legate de experiența creștinilor din secolul primar și mai ales de cele care se potrivesc și pentru nevoile noastre la ora actuală. Capitolul 1, ca și toate celelalte capitole la partea introductivă, scoate în evidență relațiile pe care le-a avut Apostolul Pavel cu credincioșii din Tesalonic. Scrisoarea către tesaloniceni a fost făcută, după cei care cercetează acest domeniu mai amănunțit, prin anul 50. Așadar, înainte ca Pavel să fie avut probleme speciale și înainte ca să fi trecut prin greutățile cu care s-a confruntat ulterior, aș zice chiar în perioada aceea a Conciliului de la Ierusalim, care s-a desfășurat între anii 49 și 51. Cuvintele de laudă pe care le aduce Apostolul Pavel, întocmai ca un părinte care vrea să-și încurajeze copiii, bucurându-se
pentru că a auzit foarte multe lucruri bune despre ei și în comparație cu alte comunități care au fost formate în perioada aceea, tesalonicienii se aflau în frunte. Caracterul lor, preocupările lor, năzuințele lor, progresul lor spiritual i-a pus pe un loc încât să fie folosiți ca un exemplu de urmat pentru celelalte biserici care încă mai aveau multe dificultăți. Oricum, nici biserica din Tesalonic nu era scutită de probleme interioare, pentru că pretutindeni s-au strecurat în toate comunitățile creștine oameni care urmăreau scopuri străine de voia lui Dumnezeu și în defavoarea intereselor Evangheliei. Cred că este bine să facem o selecție de data aceasta a unor texte mai interesate pentru sufletele noastre și să urmărim în continuare, pentru că această lectură este așa cum au fost toate celelalte la partea introductivă, și să trecem acum la capitolul 2. Ultimul verset din capitolul 1, printre toate lucrurile despre care le amintește Apostolul Pavel și mărturisindu-și bucuria pe care o are după veștile bune pe care le-a primit din partea lor, spune: să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Deci le amintește că înainte de a se converti la credință, ca și celelalte formațiuni păgâne, ei au fost idolatri. Cuvântul acesta, idolatru, nu se rezumă numai la faptul că oamenii își fac o reprezentare vizibilă a divinității, ci se referă și la un anumit mod de comportament, pentru că la cultele păgâne se făceau lucruri incredibile în ceea ce privește ritualul și în ce privește modul de desfășurare a slujbelor la templele păgâne. Și aici Apostolul Pavel vrea să le amintească acum că au intrat într-o nouă experiență. S-au întors de la această idolatrie, de la această reprezentare falsă a divinității, să cunoască adevărul prin descoperirea lui Dumnezeu, care prin Fiul Său ne-a făcut-o de cunoscut în întregime, pentru a se putea cunoaște adevărul adevărat. Capitolul 2 continuă Apostolul Pavel să-și spună și să-și amintească cu multă bucurie de lucrarea pe care a săvârșit-o în Tesalonic și mai ales de roadele pe care le-a putut obține bucurându-se, așa cum se bucură un tată de copiii lui, pe care îi vede crescând sănătoși, integri, ascultători și demni de familia pe care ar vrea să o păstreze totdeauna cu cinste față de Dumnezeu și față de toți oamenii. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocorit în Filipi și am avut epistola către filipeni, acolo unde a fost arestat, cum știți, pentru că ați fost și voi informați, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Și când Pavel spune în mijlocul multor lupte, nu se referă la niște lupte pe planul fizic. El a suportat foarte multe necazuri, foarte multe bătăi, batjocuri, prigoniri, închisoare, mai târziu, dar aici vrea să spună că în mijlocul atâtor lupte pe planul ideologic. Dacă în mijlocul iudeilor era o luptă ideologică acerbă și oamenii nu se puteau nici cum îndupleca să renunțe la tradițiile lor, la obiceiurile lor și să se întoarcă la Dumnezeu, și pe de altă parte s-au purtat ca niște vrăjmași ai crucii Mântuitorului și vrăjmași a oricărui creștin. Aici, în lumea păgână, era o altă nuanță și păgânii aveau fondul lor ideologic specific. Fiecare comunitate păgână își putea avea zeitatea și, în cazuri de excepție, mai multe comunități păgâne
Uneori chiar în mai multe zone geografice, oamenii acceptau aceeași zeitate și într-un anumit fel țineau foarte mult la tradițiile lor, la obiceiurile lor, care le satisfăceau pe deplin. Toate preferințele fără nicio restricție. În felul acesta observăm un lucru aici. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Fapt care oglindește în mod indirect viața, ideologia și practicile pe care le săvârșeau păgânii în ritualurile lor păgâne. Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa, ca să plăcem, nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. O, dacă am învăța o lecție minunată toți predicatorii care sunt astăzi în slujba Evangheliei și mai ales cei care au plecat pe cont propriu, pentru că ceilalți care au o responsabilitate reală față de Dumnezeu, încredințându-li se această misiune și se simt obligați să o facă de dragul lui Dumnezeu. Dar aceasta se poate referi și la cei care au plecat pe cont propriu. Dacă aș căuta să predic, să placă oamenilor, nu aș mai putea să fiu robul Domnului, a mărturisit Apostolul Pavel într-o altă circumstanță. Vrem să vorbim în așa fel ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Și aceasta este misiunea purtătorilor de cuvânt al lui Dumnezeu. Ca și profeții din Vechiul Testament, conștientizau aceștia marea răspundere și dificultățile prin care aveau să treacă, pentru că în foarte rare cazuri au primit mesaje de făgăduință și de încurajare pentru popor. În cele mai multe misiuni pe care le-au făcut aceștia, au mărturisit oamenilor ceea ce nu le-a plăcut, ceea ce i-a provocat la mânie, la răzbunare, la răutate. Și nu degeaba, dacă cercetăm viața prorocilor din Vechiul Testament, aceasta era o slujbă peste măsură de grea, dar putea să fie dusă la îndeplinire cu ajutorul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că vrea să predice Evanghelia în așa fel încât să nu fie pe placul oamenilor. Acum, această Evanghelie nu era nici pe placul iudeilor, care țineau strâns de legea lui Moise, și nu erau nici pe placul neamurilor, care se simțeau oarecum lezați de faptul că li se strică tradiția și obiceiurile și li se golesc templele, așa cum a afirmat Plinius cel Tânăr, că oamenii s-au înmulțit așa de mult între credincioși, încât templele păgâne au rămas fără participanți în unele situații, că oamenii au primit adevărul lui Dumnezeu și s-au evit conflicte. Dacă evreii care s-au încreștinat au avut de suportat multe necazuri, chiar în experiențele lor de familie, unii care nu voiau să accepte învățătura creștină și rămâneau în fondul ideologic iudaic, se purtau ca niște dușmani înverșunați și de multe ori erau denunțați la autorități, chiar din partea rudelor celor mai apropiate din cadrul familiei și din sânul rudenilor pe care aceștia le aveau. Acest fenomen s-a produs și în lumea păgână. Mulți dintre păgâni s-au scandalizat când unii dintre ei care erau în familiile lor se converteau la creștinism. Erau atâtea probleme, numai că metodele păgâne erau mult mai dure. Ei își puteau permite să facă mai multe lucruri, mai multe abuzuri, pentru că ei n-aveau o lege asemănătoare cu legea lui Dumnezeu, care până în cele din urmă a fost încălcată chiar de către cei la care a fost dată. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare și n-am luat nici haina lăcomiei. Martor îmi este Dumnezeu că am lucrat în curăție de inimă și n-am vrut nici cum să ofer nimănui, oricât de rău ar fi fost intenționat, să ne acuze pe drept. Și Mântuitorul a spus: ferice de voi când oamenii vă vor batjocori, vă vor prigoni,
vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Bucurați-vă, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Dar nu mai spune bucurați-vă dacă neamurile vă acuză și dacă acuzațiile lor au un temei și dacă viața voastră nu oglindește mărturisirea pe care o faceți voi că sunteți copii lui Dumnezeu, atunci nu se mai spune ferice de voi. S-ar putea până la urmă să plătim o poliță costisitoare pentru aceasta. Pentru că în loc să-i ajutăm pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, prin atitudinea noastră, prin modul nostru de viață, îi facem să se înstrăineze și mai mult și să se dezguste de învățătura creștină și nu mai vor să caute să fie în cunoștință de cauză atunci când este vorba de salvarea sufletului. N-am căutat nici slava de la oameni. Aș vrea să se audă până la marginile pământului și acest adevăr din partea unui lucrător autentic pe care Dumnezeu l-a chemat în mod special în această slujbă și căruia Dumnezeu i s-a descoperit în mod nemijlocit prin lucrarea minunată pe care o mărturisește Pavel de atâtea ori în diferite circumstanțe privind întâlnirea lui cu Iisus Hristos, cel înviat dintre cei morți, pe când se ducea să-i prigonească pe creștini. Și în felul acesta el vine și mărturisește: n-am căutat slava de la oameni. Mulți predică din duc de ceartă și din slavă de șartă și devin un fel de vedete teologice, fie bazându-se pe studiile lor teologice superioare, fie bazându-se pe anumite talente pe care le-au putut moșteni și genetic și pe care le folosesc din plin, fără să cunoască pe Dumnezeu. Și scopul esențial pentru care se ostenesc și transpiră este să-și facă publicitate și să câștige această slavă din partea oamenilor. N-am căutat slava de la oameni, am căutat slava lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu este în jertfa Domnului Hristos pentru mine, singurul motiv de laudă. Tot ce am deosebit față de ceilalți oameni nu mi-aparține. Le-am primit toate acestea pe verticală, de la Dumnezeu, prin numele scump și prin meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Ne-am purtat și ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește copiii cu drag. Ce frumos! Am mai subliniat și cu alte ocazii că de multe ori noi ne purtăm cu sufletul nostru ca o mamă vitregă sau ca o doică. Nu totdeauna doicile sunt credincioase și își îndeplinesc slujba pentru care au fost angajate. Și de multe ori, când copiii cer hrană, le oferă jucării. Așa se întâmplă și cu noi. De foarte multe ori, când sufletul nostru caută pe Dumnezeu cu ardoare, căutăm să-i satisfacem cu totul alte preferințe în altă direcție. Și în loc să crească, să se bucure de o hrană consistentă, îi oferim lucruri fără de valoare. Aici, cred că fiecare dintre noi putem face o distinție între lucrurile care sunt cu folos, între lucrurile valoroase și între cele pe care le putem oferi și n-au absolut niciun fel de valoare. O simplă distracție de moment care trece și după aceea ne confruntăm iarăși cu realitatea usturătoare. Astfel, în dragostea noastră fierbinte printre voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi ne ajunseserăți. Cât de intimă era această legătură spirituală între Apostolul Pavel și cei pe care el i-a întors din lumea păgână la Dumnezeul cel adevărat. S-au stabilit niște relații incredibile în felul oamenilor. Era mult mai mult decât
niște oameni care se înțeleg foarte bine și trăiesc în pace. Și aveau o comunicare ca și cum ei ar fi fost frați de la aceeași mamă, cu aceleași simțăminte, cu aceleași gânduri și cu aceleași năzuinți. Cât de frumoasă era această prezentare a lui Pavel când scrie: vă aduceți aminte de osteneala și de munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia dintre voi. Ridică, Doamne, oameni care să fie în stare să renunțe la avantajele acestea pe care Biblia le numește câștig mârșav și să aibă o bună plăcere să se ocupe și de lucrurile existenței, pentru ca să nu împovoreze pe bieții creștini care trăiesc în sărăcie și mizerie. De multe ori, bisericile sunt umplute cu oameni de la marginea societății, de la periferie. Aceștia nu dispun de bunuri materiale, nu dispun de niciun fel de prisos. Și în felul acesta, apostolul Pavel spune: am lucrat cu mâinile noastre să nu fim povară pentru noi, nici pentru voi, pentru că Dumnezeu ne binecuvintează munca aceasta cinstită, izvorâtă dintr-o inimă curată și din dragoste. Vă încredințez în mâna Domnului și dacă aude cineva mesajul acesta, îl rog să analizeze, să tragă concluzia și să se rectifice acolo unde este de dorit. Amin.